Ești la școală, are loc un cutremur, ce facem? Ia zi. Ne băgăm sub bănci și stăm ghemuiți și ne ținem cu mâna de piciorul băncii. Foarte bine. Haideți să facem acum o simulare și este cutremur. Elevii au fost numai ochi și urechi la explicațiile primite din partea lucrătorilor inspectoratului pentru situații de urgență, care i-au învățat pe elevi cum să reacționeze în cazul în care vor fi surprinși de un cutremur. Lecția de supraviețuire a fost una extrem de captivantă pentru elevi și a început cu un filmuleț de prezentare a celor mai importante reguli ce trebuie urmate în caz de seism. Sunt aici și stau de vorbă cu voi și deodată are loc un cutremur. Eu știu că voi vă adăpostiți așa, luați poziția care v-am arătat-o, dar eu nu am loc de voi, sunteți foarte mult și atunci mă duc la un perete de rezistență, da? Ia uite, mă uit așa în jur, nu prea are ce să mă cadă în cap, nu? Este și grinda de sus și atunci aici iau poziția care v-am arătat-o, mă ghebuiesc cu capul înainte și este o poziție foarte bună. Deci este perete de rezistență, sunt departe de sticla de la geam, da? Nimic nu poate să-mi cadă în cap, e bine? Varianta este bună? Da! Elevii au avut atât întrebări cât și răspunsuri pentru învățătorilor și pentru lucrătorii inspectoratului pentru situații de urgență. Ușa e deschisă și se întâmplă un cutremur. Dacă poți să ieși din ușă și să mergi către lan, mai departe de casă. Dar atunci nu vei păți cu siguranță nimic. Consider că ei au învățat cum să se protejeze în caz de cutremur. N-au fost gălăgioși, și-au păstrat calmul și în condițiile de școală au știut să se adăpostească sub băncuțe sau să se aplece și să-și protejeze în primul rând capul. Câțiva dintre elevi au avut sfaturi pentru colegii lor. În primul rând, trebuie să rămânem calmi, să nu țipăm ca unii din clasă. Și de ce să rămânem calmi? Dacă nu suntem calmi, ne panicăm și ne pierdem mințile. Și atunci ce se întâmplă? În loc să te adăpostești unde trebuie, te adăpostești unde nu trebuie. Da? Trebuie să gândim logic, ne calmăm și atunci luăm poziția care trebuie. Da? Mulțumesc! Astăzi școlarii au fost instruiți cum să reacționeze și cum să adopte un comportament corect atunci când sunt surprinși de un cutremur în sala de școală și chiar pentru acasă. Ei au fost foarte receptivi la informațiile transmise de colegii noștri, au reacționat corect la proba practică și au promis că și acasă la părinți vor merge cu acest mesaj de a informa, a se informa asupra regulilor de supraviețuire în cazul unui cutremur. Aceste acțiuni se încadrează într-un plan care se va desfășura în toată săptămâna, în care vor fi instruiți elevii din mai multe școli de Gălățene.